Aveți de venirea bolnavilor. E cam greu pentru tineret, pentru copii, pentru oameni ăștia bătrâni. Asta e cauza. Să nu iese, dacă îi țin, să-i țin izolați acolo, să nu le dea voie. Ies pe la magazine, aprovizionare, cine le creează? Vă e teamă? Bineînțeles, sigur că ne e teamă. Teamă, bineînțeles că ne e teamă. Cum să nu ne fie teamă? Avem copii, avem nepoți. Cine izolați, doamnă, să nu le dea voie. Vă dați seama că e pericol, mai ales că avem probleme de sănătate. Dar ar fi izolați acolo, adică n-ar umbla prin comună. Asta depinde și de domnul primar, ar trebui dumneavoastră să iau o măsură în privința asta, că noi nu suntem de acord, de automat cine vrea așa ceva, dar noi nu sunt oameni îndepărtați. Colo nu, dacă e boala asta și nu sunt trontind, o fi adevărat. Dar de ce voi așa de teamă? Ce v-a creat panica asta? Că e totuși o gripă. Păi și ce v-a speriat cel mai tare pe dumneavoastră în toată povestea asta cu coronavirusul? Ce v-a făcut să vă îngrijorați cel mai tare? Ce se aude, vă dați seama că e toată lumea e panicată, e speriată de toată chestia. Că nu fie adevărat. O fi numai un zvon, ce ziceți?